1.500 de militari cu peste 100 de mijloace de luptă din Republica Moldova, Bulgaria, Georgia, Grecia, Polonia, România, Statele Unite ale Americii și Turcia participă zilele acestea în România la un exercițiu cu trupe în teren al forțelor pentru operații speciale. Exercițiile se desfășoară până vineri în garnizoanele Bacău, Brăila, Buzău și Constanța, în poligoanele de la Bagdad și Capu -Midia și pe aerodromurile din Bacău, Boboc, Ianca și Mihail Coglnicianu.